Ciao tuturor și bun venit la canalul meu de YouTube. Azi am venit cu noi jucării, adică să noi. Am o nouă cutie, dar este, dați o vedeți, e mare. Bun, bun. Și am un... Da, o nouă cutie LOL. Și o jucărie mare Barbie cu skipper și un copil. Care asta să-l deschidem și sper că va merge pentru că... Bine, sigur că va merge, e doar o jucărie unboxing, dar sper că nu mă zgârie. Prima dată nu, o luăm pe asta mică, aia mare la sfârșit. Asta nu chiar... Chiar ia aproape totul în cadru. Luați în cadru acum pe toată. Mi-e foarte frică să nu cadă camera. Acum nu mai am cadru. Ah, Doamne, ce încerc să iasă în cadru. Este în cadru. Da. Hai să rapper deci, nu? Nu știu. Oh, Doamne! Ok, gata. Adame. Ok. Una, doi, trei. Ok, haide. Prima. Nu știu chiar ce e aici. Aolo, cum deschid chestia asta? Lingura. Care păpucile, care pățul să iei în mână? E atât de drăguț. O să folosesc în multe videoclipuri de ale mele. Ok, nu o deschidem pe asta. Aici e păpușa, nu o deschidem. Aici, cred că e sticla de apă. E drăguță în sticlă de apă, nu credeți? Sper că e drăguță pentru voi, e drăguță. Eu nu știu. Piu! Mie mi se pare drăguță. Dacă vă mi se pare, nu știu ce zic, dar piu, piu. E squishy și este galben. Dar cred că culoarea preferată a lui Bon Bon e galben. Ia! Ochelarii lui Bon Bon și sunt roz. Stai, mai e ceva înăuntru? Nu, ok, în repede. Ce e? Un scaun. Cred că e un scaun. E atât de drăguț scaunul. Wow, și... Bate soc. Se facă mai mare și mai mare și mai mare până se rupe. Asta e ce tare. Asta e chiar tare. Poate o pun în casă mea de păpuș, nu am nicio idee. Nu, cea mai mare pentru la sfârșit. Aici cred că e haina. Sau cred că e lui Elana Show Kids. Dar nu chiar mai e prietena mea. Bine, glumesc, mai e. Mai e. Glumesc. E haina lui. Bun, bun.
atât de drăguță. Bine, să vă zic, eu nu am pe bonbon, asta e singura mea bonbon, deci... Da. Uite, wow, asta chiar e mare și este... Oh. Umbrelă, cred. Cred că e o umbrelă, umbrelă. Ia. Chiar pot să țin. Dar trebuie să o pun aici cumva. Oh, ok, am reușit. Ah. E greu chiar să pui chestia asta. Ei, dar pot să folosesc chestia asta chiar și pe păpuș Barbie. Bine, nu chiar am multe păpuși Barbie. Dar acum am una. Nu știu cum să-i zic. Dar e ceva mini. Oh, nu, eu nu vreau să arunc. Aici. E greu, nu, nu mă. Ok, am deschis. E un cornet înghețată. Oh, acum pot păpușile mele s-au înghețat-o pentru mâncare. Cred că aici e o altă înghețată. Sper că e o altă înghețată. Este de... ciocolată! Yeah! Cred că după mai e una de vanilie, cred. Ah, nu, este de căpșuni, pepene roșu și... am uitat cum se numea. Dar i-am găsit papuci. Please, mă încă un pic mai aproape de mine, please. Ok. Yeah! Papucii e galben! Așa că cred că ați văzut pe bonbon într-un videoclip al lui Elon, așa că să-l uitați-o. Uitați. Wow! Doamne, aproape cădeați. Și încă încercați să cădeți. Care? Ok, care camera? În care camera? Ok, cred că acum e bine. Oh, Doamne! Chiar și asta are... Okay. Yay! Acum nu mai trebuie să aleg. Și deja am găsit înghețata de... mure albastră. Cred că așa se numește. Să-mi ziceți în comentarii dacă așa. Dacă puteți. Dar uite, mure albastră. Înghețatura mure albastră. Și cred că asta e singura în cutie. Da, eu. Amețit? Sper că da. Arată tare. Și când păpușile pot să dau pip, 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 cine vrea înghețată? Tu vrei înghețată? Bine, de care? Oh, uite, am eu o înghețată. Gărăși, poftim! Ah, chiar au și culorile. Chiar care, doar care le au. Oh, uitați cele trei culori și uite toppings! Ca. Poftii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 i
Asta e cea mai cool chestie aproape care am văzut-o. A, și cred că asta se pune undeva, așa arată pe cutie. Nu sunt, eu să știu, eu n-am nicio idee. Asta e doar a doua mea. Eu nu știu unde să o pun, adică acum pe bune. Unde o pun? Oh, nu știu. Dar hai să deschidem păpușa. Unde? Aici.
acum am nevoie doar Little Sister-ul lui Bonbon și petul lui Bonbon și fratele ei și sunt gata la familie. Yay! Uitați părul ei, iată de colorat, iată! Care culoare voastră preferată aici? Eu trebuie să zic toate. O, Doamne, o ador, pur și simplu ador. Deci hai să îmbrăcăm. Știu că nu, eu nu cred că o să mă vedeți în tot videoclipul ăsta. Dar doar o altă pare, asta cum merge? Ah, eu am pus-o invers. Opa. Ia, nu știu. I-am rupt cap. Ai o dată de scheletă. Așa, gata. Și-o pun aici. Fără cap, se pare. I-a pugnit capul. Bomba de cap. O bombă care a explodat cu un cap al omului. A, Doamne, asta cum o pun lumea pe ea? Wow. Ce are chestia asta aici, acum pe bune? Acum pot să-i pun cap înapoi. Nu mi-a plăcut deloc explozia aia de cap. Ok, hai să-i pun ochelarii lui Bonbon. Nici nu știu de ce port ochelarii. Că-mi place de aia și fără ochelă. Ah, adică îmi plac toate păpușile LOL, dar nu puteam să iau un LOL Boys. Nu știu ce, trebuia să aleg din una și am zis, hai deodată, trebuie să aleg o Barbie sau un LOL în cutie, deci trebuia să aleg LOL-ul ăsta în cutie, pentru că asta nu o am deloc pe ea. Unde sunt păpuci? Ah. Ia, uite, eu pot să țin o lingură. Bine, ea nu chiar poate să țin o lingură, dar e atât de cute. E atât de cute. O, Doamne, e atât de cute. Bine, o să le pun aici pe toate. Nu vreau să pierd accesoriile, deci le pun înapoi la cutie. Ca nu vreau să pierd accesoriile. Ca sunt foarte mici. Dar o să le vedeți în multe videoclipuri de ale mele. Deci voi trebuie să dați backup. Backup, backup. Vine monstru. O, Doamne, asta e deja busted. Au, au. De asta am zis că nu credeam că o să putem face asta pentru că mă zgârii și mă lovesc. Și că îmi rup o unghie, dar bine, nu chiar pot să-mi rup o unghie pentru că am tăiat toate unghiile în afară de una. Am reușit! E ca o cară. Să scoatem carul aici. Acum, întrebarea e cum? Sau scoatem de skipper prima, nu? Prima dată scoatem asta care e pur și simplu blocat așa și nu vreau să distrug pielea, deci trebuie cumva chestia asta să fie busted de pe pah, de pe spate, pentru că chiar am nevoie să fac ceva cu ea. Bine, știți ce am nevoie? De știți, de farfecă. Eu n-am nicio idee cum să fac asta fără farfecă. Oh. Am reușit o jumătate. Acum trebuie să încerc jumătatea asta. Când asta e plastic și plasticul ăla e cea mai rea chestie. Cum scot chestia asta să plece de aici?
Ok! Am scos asta. Am zis, pot să-i scot bolele, adică, uite, intră copilul. Stai că copilul e ușor să scot. Uitați, am scos copilul. Oh. Ai, uite, pot să... Deci e aici un buton care dai de el și se mișcă mânele, adică mâinile. Și-o pun aici și dacă... Și după scriper este ca, ok, vin bolele, wow! Sunt prea multe bole și nu poate intra. Asta e ciudat, adică ei fac o cadă plină de bole și copilul nici nu poate intra în el. În ea, în bole. O, Doamne! De ce există bole făcute din plastic? E cea mai, cea mai rea chestie adică care există. Bole făcute din plastic. A, da? De ce nu merge nimic? De ce? Nu știu de ce chestia asta. Nimic. Ok. Deci, pun bulele înăuntru, care nici nu am nicio idee cum o să fac. Și după pun ușurel copilul și cad bulele în apă. Asta nu este interesant, credeam că va merge hack-ul, dar se pare nu. Să mergi cu eloveluri. Ok, cu eloveluri merg. Dar de ce nu merg cu păpuși Barbie când ăsta e într-un set Barbie, adică hai pe bune. Ups. Copilul este la... Că, o, Doamne, sunt bule peste tot. Doar trebuie mâinile ei să stau în jos, dar asta nu o să se întâmplă în viața noastră. Asta e singura chestie care avem nevoie, să stau astea în jos. Dar nu o să se va întâmpla, deci nu pot să pun copii Barbie înăuntru. Asta e foarte oribil. De ce nu merge niciun hack de ăsta cu bule din plastic? Nu știu, dar voilà, avem bule din plastic. Nu o să mai încercăm și uitați, așa arată copilul. Asta nu, nu-mi place. Îmi place jucăria, dar nu-mi plac bulele astea din plastic. Adică pot să se rupă... Imediat când vine ferișoara mea mai mică. Bine, ce să luăm acum? Bule. De ce nu? Dacă tot avem asta scoasă cu bule peste tot, care nici nu poate copilul să intre în ele. Deci aici punem bulele. Da, o, Doamne, ok! Bulele intră și copilul nu poate, adică e cea mai simplă chestie să intre un copil. Ok, cred că avem acum nevoie de o farfecă. Revin imediat. Ok, gata. Am găsit o farfecă. A fost așa repede. O deschid pe skipper. Știu că nu se vede, dar o deschid pe skipper. Ok, bam, am deschis-o pe skipper, dar cea mai... Oh, Doamne! Ce are... De ce este, adică, prinsă cu chestii de-astea? Stați un pic. Skipper e cam prinsă cu chestii de-astea. E foarte frică să-mi tăi degetul. Vreau să-mi tăi degetul meu. Asta e problema. E greu să nu-mi tăi degetul. Așa. Au! Dacă voi aveți păpușile astea și voi sunteți mai mici decât mine, aveți nevoie de un adult? Au, nu! Nu! Adică doar vă zic. Ba! Au, alo, hai pe bune! Acum doar li s-a blocat părul așa. Părul... Doamne, de ce trebuie păpușile părul lor? Ok, gata.
special trebuie să fie pus în ceva. Uitați-vă pe skipper care are mult plastic băgat în ea. Și are chestia în spate care vrea să stai, dar nu vrea să-i tai părul. Care cred că o să-i tai dacă... Ok, noi am tăiat părul și încă are puțin de la, dar e în regulă, skipper. Oh, Doamne! Ia aproape să stăm fund! O să mă obișnuiesc cu asta. Acum doar trebuie să nu rup chestia asta. Da, chiar nu știu cum. Bam! Și ora asta. O, Doamne, asta a durat atât de mult. Bine, clipul ăsta nici nu trebuie. Nu! A spărat ăsta ca... Lasă-mă să zbor! Dar asta chiar stă pe mâna lui. Mâna ei, vreau să văd, dar... A, nu stă. Eu credeam, eu eram pe aproape să zic, oh, uite, chiar stă. Oh, Doamne, nu vreau asta să se umple de bule. Stai. Rebel Lucky. Wow! Oh, Doamne! Ok. Pându-te păpușile în rând și sper că o să le vedeți pe toate. Adică doar ce am deschis. Ok, să fiți pregătiți. Să vă ridicați. Ok. Ok. Oh, a fost tare, nu? Bine, care a fost păpușa voastră preferată din toate astea? Eu trebuie să zic că a fost Skipper, Cada, adică erau toate, adică toate erau fabuloase. Nu trebuie să zic, nu trebuie să aleg, toate erau fabuloase. Dar, da, le ador pe toate, deci n-am ce să aleg, adică pe bune. De aparat trebuie să aleg în fiecare zi. Eu nu trebuie să aleg în fiecare zi. Voi trebuie să vă alegeți? Doar nu trebuie, voi trebuie să alegeți? Nu știu eu. Eu mă văd în cameră la televizor. Eu mă văd în televizor. Voi nu vă vedeți în televizor. Uitați. Au! Uitați, asta sunt eu. Care filmez acum eu. Da. Și era în parte scut. Nu arată, Doamne. Sunteți atât de grei. Adică toți care v-ați abonat de la mine sunteți atât de grei. Și vreau să fiți și mai grei. Nu știu de ce. Și să vă abonați mai mult. Vă rog. De, oh, ce? A, tu vrei să zici ceva? A, bine. O să zici. Ok, dacă lumea și sper că v-a plăcut acest videoclip, să rămâne la like, subscribe și pa!